Continuă emisiunea Dealele Buzoianului împreună cu domnul Fănică Bârlă, fost viceprimar și primar interimar. Domnule Bârlă, aș vrea să vorbim puțin despre ce se întâmplă în Buzău. N-am mai vorbit de mult, au început asfaltările pe fonduri europene, pe Transilvania am văzut. Temerile mari ale unora dintre buzoieni sunt referitoare la momentul în care încep lucrările pe Unirii, pentru că atunci vor fi probleme. Spuneau și cei de la poliția rutieră că vor fi probleme destul de mari. Aș vrea să vă știu părerea despre debutul lucrărilor pe Transilvania și pe Bulevardul Industriilor și apoi despre ce se va întâmpla pe Unirii. Așa cum v-am obișnuit, am să fiu întotdeauna corect și echidistant și am să spun doar punctul meu de vedere necosmetizat și nepolitizat. Faptul că Transilvaniei a început, era un dezastru pe Transilvaniei și nu numai că a început în condiții tehnice excelente, adică s-a decopertat cel puțin 50-60 de centimetri. Adică eu sunt convins că Transilvaniei va fi o stradă terminată, așa cum scrie la carte. Ceea ce e un lucru foarte bun și pe fonduri europene iar e foarte bun. Faptul că se dă podul de la Vadul Pașii în folosință, un lucru foarte bun al Consiliului Județean, faptul că primăria a achiesat în afară de pasarela care este renovată și asfaltează și horticole, iar este un lucru foarte bun. Au început, în schimb, asfaltările, ca să terminăm cu fonduri europene, Unirii va fi o mare problemă, va fi un conflict permanent, au dreptate și ăștia de la fonduri europene că era păcat să faci Transilvanie, să faci Maghilor și să nu faci Unirii, mai ales dacă l-ai prins, e foarte mare, e foarte greu. Eu știu cât a însemnat Unirii să-l asfaltăm cap-coadă, foarte, foarte mulți bani, adică a înghițit din bugetul local extraordinar de mult. Acum, fiind pe fonduri europene, e bine că se face. Partea cu parcările va fi o problemă. Aici, cu un ochi râzi, cu un ochi plângi, nici nu știu ce să spun, nu știu. Ce soluție credeți că ar fi fost așa la îndemână? Dacă erați primar acum, ce ați fi făcut pentru cei din zonă? Aș fi încercat să stau de vorbă cu ei, cu cât mai mulți, ca să putem să găsim împreună o soluție, că degeaba găsește primăria o soluție dacă nu se armonizează cu cetățenii. Degeaba cetățenii găsesc o soluție viabilă dacă nu se armonizează cu bugetul și cu primăria. Este cert că municipiul Buzău este sufocat de mașini și de locuri insuficiente de parcare. Mărirea locurilor de parcare este un deziderat al oricălui edil. Dar oare apare întrebarea cealaltă? Stricăm din spațiu verde să facem parcări? Iar este o dispută între civilizație, între ecologie și necesitatea spațiilor. E foarte greu, e foarte complicat. E o întrebare la care nu se poate răspunde simplu. Trebuie căutate sute de soluții și găsite cele mai bune. Soluție ideală nu există. Parcări, să se facă parcări supraterane, să se facă parcări. Au anunțat că vor face o parcare subterană undeva unde este catedrala Bisericuța Copiilor, așa cum știm cu toții. Doamnă, o parcare subterană la 100 de locuri costă de 3 ori mai mult decât o parcare supraterană la 100 de locuri. N-are rost să facem parcări subterane acum, dacă nu avem și posibilitățile tehnice sau niște avantaje de deal în care să poți să stai, cum sunt coline la Iași. Deci parcările supraterane sunt mai ieftine, subteranele sunt foarte scumpe și mai ales în Buzău. Vă imaginați acolo câte rețele sunt. Devierea la acele rețele mai dublează încă o dată prețul unei parcări subterane. Doar devierea rețelelor. Pentru că așa a fost făcut Buzău, așa a fost construit din 1900 toamnă. Deci mai bine parcări supraterane. Și mai ieftine și mai repede de făcut, mai ușor de făcut, nu numai de investiții, și ca timp sunt mai rentabile și ca deranj urban. Pe ca să poți să faci parcare subterană, trebuie să blochezi toată suprafața, pe când la supraterană nu blochezi nimic, ai găsit terenul și te-ai dus pe înălțime. Vis-a-vis tot de Unirii, spuneau cei de la poliția rutieră că vor fi mari probleme în momentul în care va apărea acea bandă pentru biciclete, dar va apărea și un culoar pentru autobuze. Asta înseamnă clar că vor fi mai puține benzi pentru trafic. Două benzi înguste pentru celelalte mașini. E principala arteră a Buzăului și o legătură importantă. Acolo soluția
o avem de mult, nimeni n-a avut curajul să o pună în operă, nu, că n-a avut curajul. A fost impropriu, dar poliția poate să rezolve această problemă, să inhibe până la interzice accesul pe o magistrală. E pe fonduri europene, să intre în circuitul verde și intri numai cu... Cum e în Occident? În Paris nu poți să intri unde ai tu chef. Adică accesul cui să fie accesul numai mașinilor care sunt, care au acces în zonele verzi. Adică să nu mai tranziteze pe tot bucureșteanul, tot ploieșteanul, tot băcăuanul tranzitează pe unii. Și s-ar sufoca alte zone din municipiu? Dar avem o pretea. Da, corect. Avem pretea. Avem transferul, se poate face pe centură, care e foarte largă, este generoasă, este și bine asfaltată. Atâta nu putem să facem legătura cu Brăila, dar dacă se face și podul Vadu Paș, cred că ar trebui să se facă și continuare. E asfaltat până la fostul abator. Mai e o porțiune de la trecerea peste calea ferată și sub calea ferată mai trebuie să facă. Ca să închidem centura de nord. Și atunci avem centură și nu mai trebuie să tranziteze nimeni prin Buzău. E adevărat că iar vor fi probleme, pentru că s-a dezvoltat tradiționalul buzoian cu covrici și cu toate produse în zona Unirii, ce or să facă cei care treceau prin Buzău special sau numai ca să-și cumpere covrici mergând spre Moldova sau din Moldova spre... De ce nevoie de curaj, da? Curaj pentru a impune o astfel de măsură. Soluția ideală nu o poate avea nimeni, nu există în pălăria nimănui. Orice s-ar face, există și avantaje și multe dezavantaje. În orice direcție s-ar lua, sincer. Cum vi se pare Buzăul acum? Încă este deplorabil. Am văzut că a început foarte târziu. Suntem deja în luna mai. Noi începeam undeva în februarie să astupăm găurile acolo unde nu asfaltăm, măcar să reparăm. A început, am văzut că s-a început pe Independenței, era distrusă, dar destul de târziu. Bine că s-a început. Arată mai bine decât acum două luni, dar încă nu arată cum ar trebui să arate la ora asta, cu toate greutățile care le poate avea o primărie. Întreabă un telespectator și o să revenim, le spun celor care au trimis mesaje referitoare la electrica, revenim la subiect. Întreabă cineva ce părere aveți, domnule Bârlă, despre ce se întâmplă cu bazarul. A trecut atât de mult timp și nu au făcut nimic. Ideea de a se desființa activitatea comercială de tip bazar și a se transforma în cu totul altceva, probabil că n-a fost cea mai fericită și dovada faptului că n-a fost cea mai bună soluție este că se tergiversează, se trenează în a se lua o decizie. Bazarul să aibă destinația pentru care a fost sistat comerțul și construcția adiacentă să fie birouri de primă. Dar eu parcă văd că trece și mandatul ăsta și acolo nu vor fi birouri pentru primărie. Care nu sunt se mută nimeni din primărie, nu pot să-mi dau seama de ce, dar acolo, ca multe altele, și am noțiunea termenilor, a fost o ambiție. Deci, oriunde ați văzut că a existat o activitate comercială a unei entități cu o înlocuitoare, s-au pus piedici, s-au pus tălpi, s-a sistat tot acolo unde un cartier întreg al Buzăului. E opinia voastră, ca să nu fim acuzați. Este opinia mea. Păi le luăm de colo până acolo, din Drăgaică, din centru, din corturile. Poate cine știe, în curând o să vedem ghișeul unic despre care tot am auzit la bazar. Nu? Ar fi frumos. Trebuia când? Anul trecut? Trebuia. De un an trebuia deschis. Dar între timp a venit pandemia și poate că au ce legătură are pandemia cu ghișeul unic? Care-i treaba pandemiei? Ce treaba are pandemia cu faptul că să muți niște birouri 500 de metri? Poate n-au mai fost bani de finalizarea lucrărilor, nu? E tot un lună acolo? S-au terminat toate lucrările? Da, nu, e nevoie doar n-am de acces, mutare? N-am vizitat, n-am întrebat, nu știu, dar banii de acolo erau deja alocați, erau prinși într-un buget. Pandemia lovește un buget nou, dar un buget vechi deja era în accepțiunea pandemiei, era în timpul pandemiei când s-a aprobat bugetul pentru acolo.
O să întrebăm ce s-a întâmplat acolo și ce se va întâmpla. Nu știu și nu vă pot răspunde ce și cum, în ce situație mai e. Mai vă întreabă cineva, domnule Bârlă, ați muncit mult, spune, pentru a face centrul vechi. A fost o imagine minunată atunci, încă a rămas același mobilier, nu a mai schimbat nimeni nimic. Ce părere aveți despre proiectul pentru Piața Dacia? Se va strica și centrul vechi? Întreabă telespectatorul. E același lucru ca și cum ar spune cineva că vrea să dărâme Palatul Uniazilor și să facă altceva. Adică pe istoria noastră, e tradiția Buzăului, e de când lumea, așa s-a chemat. Ce rost are să, ce să face? Scoate marmură, să punem pomișori? Înțeleg că licitația va fi la începutul lui iunie și apoi ar trebui să înceapă lucrările un an de zile de șantier. Nu pot să-mi dau seama. Poate să putea lucra mai mult la blocurile respective, la blocurile care deja sunt ieșite din garanție, construite în 60. Au fost multe idei, măcar una. Trebuia să meargă cu ideile mai departe, să vedem ce se poate face. Nu există. Toate țările civilizate au fost situații de genul ăsta în care ceva vechi, în locul la ceva vechi, trebuie să pui ceva nou, chiar dacă e proprietate privată. Dacă îi oferi omului o alternativă care să o accepte și tu să faci ceva din care să poți să scoți măcar banii și să poți să-ți permiți din buget, nu știu de ce nu s-ar face. Eu am avut o idee fantasmagorică, spuneau unii, de a construi un bloc stea în locul la tot careu acela și să-i mutau de la etajul 4 până la 14 toți proprietarii de acolo într-un bloc foarte modern, iar pentru investitorul care ar fi dezvoltat, îi lăsai 4-5 etaje cu spațiile toate comerciale jos ca să scoată să-și... Vei, și era un parteneriat public-privat. Pentru că multă lume a spus că Bârlă bate câmpii, visează. Dar lucrurile astea s-au întâmplat, adică am exemple concrete din foarte multe țări, nu neapărat mai mari decât România, nu mai dezvoltate decât România. În altă parte s-a putut. Un parteneriat public-privat, dar în România nici măcar legea parteneriatului public-privat nu este dusă până la capăt și nu sunt norme de aplicare. Era riscant să faci un parteneriat public-privat de genul ăsta și te trezești pe la DNA că ai avut un interes ascuns. Pentru că nu există legea clară. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara și Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Adevărat a înviat. Aș dori și eu să-l întreb pe domnul inginer o problemă. Domnul inginer, noi am primit până acum 3 plicuri din alea. Nu știu cum domnul acela a zis că n-a primit niciun plic. Se poate la întâmpla. La noi a venit de fiecare dată cu factura și plicul. Da, nu cred că a mințit, n-a primit. Și ați primit oferta de 3 ori, da? Da, oferta de 3 ori. Ați trimis-o odată? Am trimis-o pe prima. Cu astea alte ce mai facem? Nu le mai trimiteți, doamnă. Sau le puteți trimite dacă, nu? Da. Și am visat pe prima, pe spate, primul punct de acolo. N-am visat standard. Am visat dincolo, sus, pe spate. Nu mai știți cum se numea ce ați bifat? Nu. 3-1 sau nu mai știu. Ați bifat 3-1. Dacă v-ați reorientat sau ați înțeles că vă este un avantaj mai bun, nu 3-1, ci universal 30 stabil, în al doilea și al treilea plic, completați 30 stabil și le trimiteți. Nu vrem 30 stabil, că depășesc 100. Dar nu contează, doamnă, chiar dacă o depășiți. Era vorba de un calcul de eficiență între cel cu abonament și cel fără abonament. Așa, și dacă cât depășiți? Abonament, depășesc, păi plătesc 100 și ceva de lei. Deci aveți undeva la 120-130 de kW media pe lună. Adică vă încadrați lejer la 30 stabil să iasă cu 6 lei mai ieftin decât la... Deci, o sfătuiți pe doamna să mai completeze oferta odată cu stabil 30, dacă să mai intereseze, să înțeleagă exact ce înseamnă 3-1 și ce înseamnă 30 stabil și poate să opteze în al doilea plic, în al treilea plic, poate vă mai vine încă unul. Se ia în considerare ultimul plic, ultima ofertă completată, dacă trimitem nu așa de multe răspunde, ori? Nu vă pot răspunde, nu știți. Că nu știu nici ei. Dar oricum se ia în considerare ce bifați pe contract, asta e important, că dacă trimiteți o ofertă cu 3 în 1, când vine contractul puteți să bifați dar în contract, 30, în contract, ei au opțiune să vadă cam cum e piața, dar în contract e și 3 în 1, e și 1. Sunt toate ofertele. Și putem bifa orice ofertă, indiferent de ce contractul cuprinde toate ofertele.
numai că ei au făcut studii de piață, de ofertare, să vadă cam care sunt ponderile. Au făcut un sondaj. Un fel de sondaj și de... Vă mulțumim și noi, doamnă, seară frumoasă. Și de câți consumatori se îndreaptă către ei. Deci e clar, să nu se sperie nimeni dacă au bifat greșit pe ofertă când vine contractul să fie atenți. Și vă dați seama că în județul Buzău sunt 209.000 de consumatori. 209.000 de plicuri. Se întâmplă situații în care nu neapărat electrica a distribuit, dar au un lanț. Pleacă la Poșta Română, Poșta Română le duce la Bacău, de la Bacău se întorc la Buzău, așa am înțeles. Da, vorbeam noi, de ce oare se duc la Bacău pentru a se reîntoarce deci la se Buzău. Deci se pot întâmpla, da. Mai ales că e pe zone. Domnul acela era din Micro 3, mi se pare. Da, da. Spune un telespectator că ar trebui să stați liniștit, etnia despre care vorbiți o duce bine. Nu o să citesc restul mesajului, că ar fi niște acuzații față de oameni pe care nici nu-i cunoaștem, nici nu generalizăm, pentru că așa cum într-o țară, domnule Bârle, există tot felul de categorii sociale, așa în fiecare etnie există oameni cu pregătiri diferite. Bun, mai vă citesc câteva mesaje tot referitoare la aceste plicuri. Spune cineva, pot merge la compania dumneavoastră să mi se facă preferențială pentru că sunt consumator lunar? Și spune părinții mei, dacă sun la dumneavoastră, la Electrica, ce trebuie să facă? Al contract? Negocierea se face la Electrica Furnizare și pentru a încerca să negocieze un tarif pentru, dar asta înseamnă de la câteva mii de kilowați pe lună. Negocierea se face de la o anumită cantitate de energie garantată. Bun. Și foarte scurt, care e prețul total pe kilowatt la stabil 30, știți? În momentul de față nu este o normă care se aplică. Deci dacă nu se aplică, nu pot să dau un răspuns deci, corect. Deci deocamdată nu se aplică, nu s-au încheiat contractele aplică, din momentul în care încheiem contractul. Se pleacă de la furnizor, da, care este 0,32 și încă 30 male, la care se adaugă timbrele verzi, se adaugă. Deci undeva tot așa în jur de 0,70 și știu eu că poate să fie prețul maxim în urma unui contract. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă rog foarte scurt. Bună seara, avem timp. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Vreau să întreb și eu, de exemplu, dacă nu am primit niciun plic și nu poate să mă las acolo unde am contractul până acum. Unde aveți contractul? Acolo. La Electrica, da? Sau nu? Ca să știu dacă vă răspunde domnul Bârlă în calitate de reprezentant al Electrica sau nu. De unde vă veneau plicurile până acum? Unde plăteați? La Electrica sau la altă societate? La Electrica. Atunci dumneavoastră nu vă poate lua nimeni de acolo. Și cu plic și fără plic. Electrica Furnizare, să e plicul care plătea mereu. Deci nu vă poate lua nimeni de acolo. Deci stați liniștită chiar dacă nu trimiteți nimic. O să primiți și plic garantat, o să primiți și contract, cu siguranță. Va veni la ușă dacă dintr-un motiv sau altul n-ați răspuns și se va constata că acel consumator X, adică dumneavoastră, nu aveți niciun mesaj către ei cu o bifare de ofertă, o să vă vină până la casă până la urmă. Dar tot nu poate să vă lase fără energie electrică, nu vă pot pune un preț abuziv de energie electrică, veți rămâne în continuare beneficiar al lui Electrica Furnizare. Bun, vă mulțumim. Eu vreau să rămân acolo unde sunt. Rămâneți acolo unde sunteți, chiar seară și fără frumoasă. Să faceți nimic. Exact. Vedeți că sunt foarte multe întrebări, oamenii încau nelămuriri. Joia viitoare o să încercați noastră, de fapt, să le mai răspundeți oamenilor la întrebări. Mă pregătesc temeinic, adică o să fiu furnizare. Sunteți pregătit mereu. Dar întrebările vedeți că sunt foarte multe și uneori răspunsul trebuie repetat astfel încât oamenii să fie siguri că nu pățesc nimic. Putem dacă să nu repetăm trimit de 100 de ori, dacă facem un lucru bun pentru oameni, nu mă deranjează și nu ne deranjează să spunem de 20 de ori același lucru. Important e că oamenii să înțeleagă și să fie liniștiți. Corect. Vă mulțumesc tare mult, domnule Bârlă, pentru prezență și pentru ajutorul pe care îl oferiți și oamenilor și nouă, pentru că sunteți prietenul Campus. Vă doresc sănătate, să ne revedem cu bine. Joia viitoare, da? La toți buzoienii. Doamne ajută. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Imediat colegul meu, Adrian Bâsca, apoi jurnalul Campus TV. Seară bună, la revedere!